Salutare, salutare! Peisaj superb, nu-i așa? Lacul de acumulare Siriu. În momentul de față sunt pe viaductul Grămăticu, într-o zonă superbă. Îmi ia vântul părul și eu sunt un om care trebuie să arate bine, indiferent de situație, nu? Adică coafiura rezistă. Dar dacă rezistă coafiura, vă spun eu ce nu rezistă. Nu prea rezistă infrastructura din România. Pentru că dacă îți bagi joc de ea an la rând, la un moment dat cedează. Ce să vedem? Păi, în momentul de față, mă aflu pe viaduct, undeva la vreo, nu știu să zic, 20 de metri înălțime. Da, ia uita ce-i de desubt, da. Dacă ai căzut acolo cu mașina, nu ți-e bine. Și, chișe, s-ar putea ca cineva chiar să pățească lucrul ăsta. Pentru că mă aflu fix lângă o groapă absolut imensă. Nu știu cum să rotesc telefonul astfel încât să vă arăt groapa. Ia priviți aici. Se vede? Deci asta este o groapă, sper să nu-mi scap telefonul. Asta este o groapă pe viaduct. Da? Formată aici. Cred că podul ăsta are o grosime de vreo 30 de centimetri. Se văd deja plasele din beton, din fier, care susțin asfaltul. A cedat. Cum a cedat? Din grija unora care nu prea au grijă de infrastructura din România. Simplu. Așa. Pentru că se poate. Nu există nicio restricție de viteză pe acest pod în acest moment. Nu există niciun indicator care să-ți arate că n-ai voie să circul cu mai mult de, nu știu, 10-20 de km la oră, cum ar fi normal. Nu există nicio restricție de tonaj, pentru că în continuare pot circula tiruri pe aici fără niciun fel de problemă. E un drum destul de circulat, până când într-o zi o să cedeze. Iată că au venit și băieții de la dezăpezire. Da? Au venit și alți băieți care vin să evalueze situația. Uitați în spatele meu, cred că sunt de la drumuri. M-am ciufulit teribil. O să mă duc să-i întreb despre ce e vorba, că poate fac și ei vreo analiză și poate o să-și dea seama ce se întâmplă cu adevărat aici.